O carte pe care nu știu de câte ori am recit-o, James Clavell, Nobila Casă. O carte extraordinară, este continuarea Taipanului și a Changi, al Changi. În 1960, Hong Kong, un teritoriu care este în continuare al Marii Britanii, însă are, bineînțeles, mari influențe din China, China comunistă. Un teritoriu în care vechile tradiții sunt în continuare foarte, foarte venerate, nu numai de către chinezi, ci și în aristocrația deja englezească de acolo, dar care este foarte legată de locul respectiv. Și care este foarte puternic. De fapt, Hong Kongul și acum este foarte puternic din punct de vedere economic. Avem o bursă foarte puternică, avem companii foarte puternice. Iar aceste companii nu sunt concurente numai din motive economice, ci și din motive istorice, ca să zic așa. Pur și simplu este personal. Pentru că companiile respective au o istorie foarte mare de 100 de ani, 200 și ceva ani în spate și practic sunt lăsate în moștenire tot felul de certuri, tot felul de neînțelegeri care fac ca lucrurile să nu fie numai economice. E, și este pur și simplu un stup de albine, de interese, ca să zic așa. Deci, pe lângă cele economice, se înfruntă și Marea Britanie, deci capitalismul cu interesele rusești acolo, în Hong Kong, cu interesele chineze în Hong Kong. Deci, sunt interese politice, interese economice, tot felul de certuri. E, și în stupul ăsta, foarte ciudat pentru un occidental, vin doi americani. Și ei. De fapt, unul dintre ei este șeful unei companii americane foarte, foarte puternice și care ataca, specialitatea lui era să atace la bursă, să atace o altă companie mai mare decât a lui și să o înghită. Și era foarte, un foarte bun specialist în lupta la bursă. E, și acesta, împreună cu asistenta lui, vine în acest stup foarte periculos. Nu cunosc chiar toate istoriile de acolo, și da, se implică într-o bătălie. Vin să înghită una dintre companiile respective. Bine, ei la suprafață zic că vin să facă afaceri, să devină parteneri cu una din companiile importante în Hong Kong. Ei, și ceea ce este foarte interesant în Nobila Casă, o să observați că sunt multe fire ale acțiunii. Se îmbină extraordinar. De James Clavell este nemaipomenit la chestia asta, cum reușește să îmbine o grămadă de fire ale acțiunii. Spionaj, iubire, luptă economică, foarte tare. Și, ca de obicei la James Clavell, lucrurile nu sunt ușor de ghicit ce o să se întâmple. Lupta este foarte puternică pe toate planurile. O să dați peste niște personaje foarte interesante și pentru cei care au iubit Taipanul, vor vedea ce s-a întâmplat peste ani cu Nobila Casa, cu compania înființată în anii 1800 de Dirk Struan, Taipanul. Dacă vă place, vă recomand una dintre cărțile cele mai cunoscute, tot de James Clavell, Shogun.